Georgiana Lobonț are parte de un succes răsunător în industria muzicală. Publicul a fost luat prin surprindere de apariția sa pe micile ecrane, însă deși parcă a apărut de nicăieri, oamenii au îndrăgit-o din prima. Georgiana Maria Lobonț s-a născut în Gherla, în județul Cluj. La vârsta de doar 4 ani, artista a făcut cunoștință pentru prima dată cu scena, mai exact la un concurs celebru pentru copii, Tip Top Mini Top. Familia sa a fost cea care a îndrumat-o și susținut-o pe acest drum, mai ales că părinții vedetei sunt iubitori de muzică populară. Pe lângă talentul său și studiile au avut un rol important în formarea sa ca artist. În 2005 a avut loc lansarea sa oficială în emisiunea Tezaur Folcloric. După 5 ani de muncă, mai exact în 2010, tânăra scoate primul său album de muzică populară, Năspus Frunza Fagului. În 2016 însă se produce o schimbare în viața Georgianei Lobonț și asta pentru că alege drumul facultății de drept din Cluj. În același an se căsătorește cu Rareș și Ciovan, alături de care are 2 copii minunați. Am învățat să fiu mai bună, mai calmă, mai înțeleaptă și mai responsabilă. Nu este ușor, mai apelăm la ajutoare. Este solicitant, dar până acum am făcut față la tot. Eu cred că am reușit să depășim ușor acea perioadă în care tângeam după odihnă și eu și Rareș, soțul meu, pentru că ne trezeam noaptea foarte des la copii. Avem zile în care îi luăm cu noi pe la filmări și am văzut că le place în lumina reflectoarelor. M-aș bucura să-mi calce pe urme. Uneori îmi compun piesele stând cu ei, mă inspiră foarte mult. Povestea artista în cadrul unui interviu mai vechi. Prințesa muzicii populare din Ardeal are venituri mari care ar impresiona pe oricine. Cântăreața de muzică populară are un succes imens în carieră, mutându-se în urmă cu câteva luni într-o vilă pentru care a scos din buzunar suma de 120.000 de euro. Din surse apropiate Georgianei s-a aflat că aceasta ar câștiga peste 4.000 de euro pe oră la evenimentele la care este invitată să cânte. Georgiana Lobonț câștigă mulți bani și din canalul ei de YouTube. Conform statisticilor de pe Social Blade, frumoasa artistă câștigă până la 390 de dolari pe zi cu un singur video. Dacă facem un calcul săptămânal, Șatena ajunge la peste 680.000 de vizualizări pe canalul ei de YouTube, care îi aduc un venit frumușel de până la 2.700 de dolari.